e locul în care spunem adevărul. Unii vor încerca să ne mintă frumos. Dar nu-i locul aici. Aici e Arena Hunedoara 1. Bun găsit, prieteni! Începe Arena Hunedoara 1, prima ediție a unei noi producții a postului de televiziune Hunedoara 1 TV. Eu sunt Mihai Molocea și sunt tare bucuros să pot demara un astfel de proiect media. Sunt nou pe aici, dar promit să fac o treabă cât se poate de bună. Pentru că nu voi fi singur în arenă și am crezul ăsta și încep cu dorința asta, dacă vreți, încep cu dorința de a fi și voi în arenă alături de mine, de a fi spectatorii acestor confruntări întotdeauna spre binele cetății, întotdeauna tot ceea ce vom discuta aici, chiar dacă poate se vor crea scântei sau polemici, aceste discuții le vom duce pentru binele cetății. Eu nu voi fi doar moderatorul acestei emisiuni, voi fi vocea dumneavoastră și o să încerc să pun în gura mea toate curiozitățile voastre, tot ceea ce vreți să aflați de la cei mai puternici oameni ai județului și cei mai importanți și influenți oameni care dictează, vrem sau nu, viețile noastre într-un mod bun sau uneori mai puțin bun. Invitații de astăzi, așa cum vă spuneam, sunt doi oameni puternici ai județului, pentru că doar așa vom ține standardul acestei emisiuni. Doi oameni care împărtășesc o istorie asemănătoare, putem spune, pe alocuri. Au fost colegi, dar și rivali politici. Fiecare a avut în primăriile pe care le-a condus, putem spune, mandate spectaculoase, cu realizări care au fost apreciate de oameni. Ambii însă s-au confruntat cu probleme de natură penală. Iată, acum sunt ambii în căutarea succesului de odinioară. Îi am alături pe Nicolae Timiș, fost primar al orașului Hațeg, și Mircea Muntean, fost primar al Devei. Bine ați venit, domnilor, în arenă! Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua! Nu știu cu ce gând ați venit astăzi aici, dar chiar sunt curios și o să vă întreb așa pentru început, domnule Mircea, cu ce gând ați venit în arenă? Păi, în primul rând, da replica la ultima frază cu probleme penale. Probleme penale le-au făcut alții și le fac în continuare. Care e un lider marcant, ăla cade. Fie că se numește Robu, fie că se numește președintele Băsescu, fie că se numește mai puțin, scapă cei care sunt în servicii, gen doamna Chioveși și domnul Horodnicianu, domnul Berbeceanu. Deci, ca să dau diferența că unii intră și alții nevinovați. Din păcate, încă lumea nu-i pregătită să ia o decizie în care să spună, domnule, una e una și alta e alta. Adică oamenii ăștia au făcut ceva pentru municipiu. Am venit și am pus pe ceilalți. Nu fac. Ne trezim cu drumuri sparte, ne trezim cu becuri lipsă, ne trezim cu orașe mizere. O să vorbim și despre asta. Nu mi-am propus să vorbim foarte mult despre trecut. Am vorbit, să vorbesc cu dumneavoastră despre prezent și despre viitor, pentru că sunteți în continuare doi oameni cu potențial, care mai pot oferi soluții pentru comunitățile din care fac parte. Deci gândul cu care ați intrat în arena a fost să combateți eventualele atacuri, să înțeleg, sau cum? Da, am spus de la început, pentru că ați încheiat cu o frază și care fraza aia poate să dau o interpretare la cei care cred că noi putem tăcea și că ne-au închis gura. În căutarea succesului de dinioară. Asta a fost fraza cu care am încheiat oarecum prezentarea. Da. Dar cum spuneam, rămâne acolo o etichetă în trecutul dumneavoastră despre care n-aș vrea să discutăm acum. Primul succes a fost reiterat cu necazurile de care ați amintit. Eu locul 2, domnul Timiș locul 2. Deci scurt. Da, într-adevăr n-a fost locul 1, că probabil n-am avut nici partide, nici și-au avut alții gând să se unească, că sigur de nici noi. Cea mai mare surpriză politică, singura care m-a învins pe mine și care îmi va da certitudinea că voi fi următorul câștigător, este că niciodată nu m-am așteptat ca PNL-ul să facă sau să doarmă sub aceeași plapumă cu PSD-ul. Deci orice am crezut în lumea asta, orice am crezut în politică, orice m-am așteptat în politica dâmbovițeană să se întâmple, dar nu ca
PNL-ul să doarmă de 2 ani sub plapumă. Că e război, că e pandemie. Eu mă mir de ce te miri. Adică pentru că este un lucru clar. Sunt atrași de mirajul puterii. Vedeți dumneavoastră, în astăzi, la ora actuală, trăim în România, trăim toți și știm bine ce se întâmplă. Ne uităm cum se împarte totul, ne uităm că vine rotativa, ne uităm că trebuie să ai o anumită culoare politică să acest undeva. Deci, de fapt, i-a unit și unește în continuare Ciolanu. Hai să fim realiști și să vedem lucrurile așa cum sunt. Că n-au doctrine comune. Au interese comune care converg până la un anumit nivel. Și de fapt, asta e mână împreună. Deși rezultatele, vă spun cu regret, nu le vedem, că invocă nevoia de stabilitate. Este nevoia de stabilitate. Dar gândiți-vă că în ultimii ani sunt cele mai mari prețuri pe care le suportă românul. Niciodată de la Revoluție încoace nu s-a întâmplat acest lucru. Că de fapt aici este problema. Că populația sărăcește pe zi ce trece și îi prosperă. Și merg înainte, firește. Că ăsta este interesul, de a merge înainte pentru a prospera. Și sărăcimea. Considerați că ați fost lucrat, să spunem așa, în ce privește deschiderea pe care a făcut-o domnul... Nu, eu nu cred de lucrat, sunt povești, nu. Eu cred în, de fapt, că se pot face mici aranjamente la nivel local. Și acolo este, nu, că să nu fabulăm și ajungem la servicii și în altă zonă. De acolo, interesele de nivel local, nu. Am înțeles. Înainte de a intra în direct în această emisiune, vă auzeam având o discuție foarte interesantă pe tema Uniunii Europene, pe care aș vrea să o reiterăm în direct, în fața telespectatorilor noștri. Ieri a fost ziua Europei. Cum vedeți dumneavoastră? Vorbeam cu prietenul meu, Mircea Munteanu, că e foarte bine că am intrat în Uniunea Europeană. Necazul este de fapt altul și eram de comun acord amândoi că suntem priviți ca o țară de mâna a doua. Aici este problema. Că de fapt ne iau tot ce avem mai bun și ați văzut resursele noastre să duc într-acoș și că de fapt ne dau ce este mai rău. Vă uitați la produsele alimentare și alte multe lucruri. Este bine pentru tine, pentru toată lumea, că de fapt noi am fost în Europa dintotdeauna, că ne-am reluat locul. Comunismul ne-a scos, ne-a dus mai puțin la periferie, dar este extraordinar de bine faptul că am intrat. Dar ce vă spuneam mai înainte, aici este problema. Eu... Știu că ați fost multă vreme și încă sunteți implicat în administrația publică locală și bănuiesc că ați votat multe proiecte de hotărâre în Consiliul Local care au finanțare de la Uniunea Europeană. Haideți să privim și lucrurile, să vă mai spun ceva, finanțare de la Uniunea Europeană, dar avem și noi contribuție. Deci avem contribuția proprie, să știți. Infimă uneori. Uneori nu chiar. Să știți că toate țările plătesc, contribuie la bugetul comunitar. Că România are un buget mai mic cu care contribuie, dar contribuie substanțial. Să știți. Mai ales că e bine că banii vin de la Uniunea Europeană, dar vin și de la noi. Dar asta nu înseamnă că putem să-i folosim și să ne batem joc de ei. Să facem sală de sport în câmp, să facem piste de biciclete. Pe une... de fotbal în pantă. Exact. Da. Deci eu zic că banii, indiferent de unde vin, indiferent cine îi finanțează, trebuie drămuiți cu grijă. Și mai vreau să vă spun ceva, că toți sunt cu Mirce aici. Pe vremea noastră, fondurile europene se obțineau foarte greu. Pentru că atunci începuse absorbția. Deci era efectiv o bătălie imensă să atragi fonduri europene la comunitatea pe care o păstorești. În ziua de azi este extrem de ușor. Și ne mirăm că unele localități nu gândesc edilii, nu absorb fonduri câte le merită comunitatea sau de câte lucruri au nevoie cetățenii din această comunitate și că așa se este marginalizează la bagatele. Domnule Nicolae Timiș, dacă este să ne uităm obiectiv asupra investițiilor din ultima perioadă din România, eu ca tânăr pe toate văd așa tăblițele alea pe care scrie proiect finanțat prin eu știu ce axe operaționale sau ce aici fonduri sunt europene. Banii dumneavoastră, da. Aici sunt banii dumneavoastră, da.
da. Și atunci, de astea sunt plusuri și minusuri pe care le putem vedea și observa, într-adevăr. Domnule Mircea Muntean, cum vedeți dumneavoastră relația României cu Europa sau această unitate în diversitate? Până astăzi, o mare păcăleală. E bine că am intrat, dar păcăleala vă spun eu cum e. În 2007, eu am devenit membru al Comitetului Regiunilor prin alegerea mea de către toți primarii de municipii din România. În câțiva ani mai târziu, noi am devenit, din 2007, cu drepturi de pline. Propriu zis, în 2025 am fi avut 30 de ani. Noi gândiți-vă că de atunci noi cotizăm. Cotizația României este în funcție de teritoriu, de număr de populație, de venituri și așa mai, de stadiu de dezvoltare și așa mai departe. Deci România atât a fost depurtată cu vorba, încât în 30 de ani, ce a spus și Nicu, n-aș vrea să ne lăudăm reciproc, el și-a plătit datoria și dacă înmulțiți 30 cu un miliard jumate, să spunem media generală cât a plătit de euro, România a plătit 35, să zicem, de miliarde Europei, în timp ce Europa i-a dat într-adevăr 40-45. Dar i-a creionat... Fără Europa, România ar fi implementat toate aceste proiecte? Nu aici. Poate ar fi implementat în direcții mult mai bune. Nu fac apel la perioada de dinainte de Revoluție sau dinainte de, sau vremea lui Ceaușescu, cum vrem noi să spunem, când se construiau blocuri în neștire sau se făceau baraje hidrotehnice, hidroelectrice în veselie. Ei, se dădeau într-o direcție unde se produceau și bani. Acum, gândiți-vă că s-au dat bani pe pensiuni, stau multe dintre ele nefolosite, pentru că nu avem încă drumuri bune spre acolo sau sistem de încredere reciprocă, pentru că tot timpul apare... S-au dat bani și pentru canalizări și pentru structuri și... Ăla este lucru bun. Singurul care nu l-ar fi făcut nici Ceaușescu și nici noi românii după Revoluție, n-am făcut. De ce? Pentru că ați văzut, presa scoate la iveală niște monstruozități. La iveală și, din păcate, presa privește numai ceea ce vede lumea deasupra, adică oraș curat, care sunt foarte bune, coșuri de gunoi, jocuri pentru copii moderne și așa mai departe. În schimb, canalizarea și apa e o prioritate enormă. Din păcate, nu trebuie șantajată populația, cum se întâmplă acum, cu facturi la apă din ce în ce mai mari, cu facturi la energia electrică nesuportabile de către populația simplă. Da, și cu preț la gaz de 3 ori cât ar fi valoarea reală, considerând totuși că România este a fost pe vremuri un exportator de gaze și chiar un 50% din resurse ar fi putut asigurată. Și suntem totuși așa într-o situație oarecum fericită în raport cu alte state, aparent mult mai puternice și mai solide decât noi. Din ceea ce observ eu în atitudinea dumneavoastră, văd o atitudine, domnilor, anti-Uniunea Europeană. Nu. Haideți să punem lucrurilor pe nume. Nu, am spus, sunt lucruri bune și sunt lucruri rele și trebuie să vedem ce este bun și ce este rău. Nici de cum. Dar plusurile Uniunii Europene depășesc minusurile? În unele zone, da. Și vin de exemplu cu Schengen. Știți bine că stăm de 20 de ani la granița Europei și nu avem dreptul la libera circulație. Stăm, facem cozi imense la intrarea în țară suferă și la ieșirea familii, din țară. Suferă cei care conduc... Deci aici sunt probleme. Dacă vă mai uitați, toată materia cenușie se duce spre Europa. Toți tinerii bine pregătiți... N-aș pune o vină asupra Europei, aș pune mai degrabă o vină asupra statului român, că nu reușește să fie competitiv în acest mediu mare în care am intrat. Păi nu putem peste noapte să fim competitivi, pentru că Europa era cu 50 de ani înaintea noastră. Noi nu puteam să o egalăm în 20 de ani. Deci trebuia cu răbdare. Deci sunt lucruri care sunt binevenite,
sunt lucruri care nu sunt binevenite. De exemplu, ați văzut ce importăm și vă uitați și vedeți ce se întâmplă. Hai să scurtăm această discuție. Pro-Europa sau anti-Europa? Nici nu se pune discuție. Adică am spus din start, sunt pro-Europa. Nici domnule, nu stăm de discuție. 30 de ani, 30 de ani prin ceea ce am declarat, prin ceea ce am executat, prin ceea ce am promovat, nu la municipiu Deva, ci la nivel de județ ca președinte al partidului, cu la nivel național ca vicepreședinte al Ligii Primarilor de Municipii, am fost un pro-european convins, am fost un iubitor de, așa zisă, democrație. În timp ce promovam asta, alții au fost promovați în spatele meu, care n-au fost de structura sinceră și corectă a mea. Ei există acum pe piață, conduc România, au dus-o într-un dezastru, iar noi am avut de suferit. Asta mă face să-mi pun o întrebare, când Europa va promova odată legea în care să spună că cei care au fost până în 89 vor trebui să răspundă, care au făcut abateri, nu au dreptul la pensii de speciale de 300 de milioane de lei, dar plus salar de 300 de... Europa să spună lucrul ăsta și n-am putea să o facem noi aici pentru că dă lege, dă ordonanță și nu controlează pe capitolul ăsta. În schimb, te controlează dacă muncitorul tău român a săpat destul de adânc canalizarea sau n-a săpat-o. Nu, aia e prea puțin. Și așa am apelat deja la ajutoarele Turmechistanului și a pakistanezilor și în decurs de 10 ani, dacă ritmul ăsta este promovat, specialiștii noștri vor lucra în Anglia, Germania, Franța și Italia și Spania, iar noi ne vom trezi cu o forță de muncă care a fost un fenomen, să știți, benefic, că nu veneau. Ei cine lucrau, pe, beneficiarii unui ei lucrau de fenomen, pe capitalul... Și putem vedea asta un apanaj al dezvoltării. Exact, ei lucrau pe capitalul rusesc, în centrul Moscovei, în Ecaterinburg, toate orașele rusești. Și în momentul în care s-a întâmplat și au văzut că există riscuri acolo, atunci au acceptat să emigreze spre România și să vină să-și etaleze forța de muncă. Unii sunt buni, nu trebuie să, că ca om și ca om democratic nu promovezi ura între rase și... Dacă aici le este locul, de ce să nu prindă și ei un gram de este și fericire? Asta o discuție pe care cred că o vom mai purta. Că și noi am prins în Spania. Vom vedea ce se întâmplă și cu noi, cât de primitori n-am lucrat și ușor. Cât de mai puțin rasiști, așa cum acuzam noi alte națiuni. Nici pe noi nu ne-au iubit în Spania și în Italia. Iubit, unii s-au ridicat. Să ne iubească, să ne aprecieze și să ne simte lipsa când se întorc românii prin Italia. Așa este. Aș vrea să revenim la județul Hunedoara, pentru că dumneavoastră sunteți niște personalități, așa cum spuneam, ale județului, care ați pus amprenta asupra ceea ce s-a întâmplat aici, prin activitatea depusă, ați aportat la imaginea pe care o are acest județ, bună sau mai puțin bună. Rezultatele recensământului care au apărut de curând încep să arate situații tot mai dramatice ale județului. Ne arată un județ depopulat, un județ bătrân, al doilea cel mai bătrân județ din țară, și astea sunt niște date certe. Comparate în celelalte domenii cu celelalte județe din centru sau vest, performanțele județului Hunedoara nu arată foarte bine. Aș vrea să vă întreb dacă considerați, pentru că s-a vehiculat această lozincă, județul Hunedoara rușinea Transilvaniei. Fără doar și poate că adevărul este la jumătate. În primul rând, avem o echipă destul de îmbătrânită și la nivel de județ, în care nu mai e etalată energia de altă dată în care să vedem marile realizări pe care le așteaptă hunedorenii. În același timp, orașele au rămas conservatoare în a prospera, în nemulțumim cu atât. La Brad nimic, la Călan nimic, la Orăștie s-a făcut destul de mult, în orașele miniere aproape deloc. Din, dar în funcție de ce spuneți asta? La Brad nimic, în, la Călan nimic, la Orăștie, da. În funcție și de primar, că depinde și de primari și depinde și de opțiunea electoral, adică oamenii s-au complăcut, cei de valoare au plecat, s-au mulțumit să meargă dincolo și să cumpere
după 10 ani, după 12 ani, terenuri care au rămas la același preț cu cât au plecat ei. Și atunci și ăștia au preferat să nu mai devină luptători, să nu se mai zbată împotriva schimbării și să se mulțumească că, bă, nu-mi place ce am găsit, dar măcar mi-am găsit un loc de casă unde pot să fac o casă ieftină și cu forță de muncă acceptabilă. Ca să fiu sincer, n-am înțeles răspunsul dumneavoastră la întrebarea mea vis-a-vis de aceste comunități, aceste comparații pe care le făceați parcă așa foarte ușor, la Brad da, la Călan nu, la Orăștie da, invers. Și eram curios care era criteriul dumneavoastră de departajare. Nu s-a făcut nimic substanțial. Uitați-vă... Deci la Brad și la Călan ziceți că nu s-a făcut nimic. Și nici în orașele din Valea Jiului. N-aș putea să spun de Orăștie unde s-a dezvoltat, sau Hunedoara, de exemplu. La da. Da. Sunt încântat. La Deva? La Deva nimic. Deva a rămas la ora actuală, să o luăm direct. Nu așa că urâm sau nu urâm pe cei. Eu foarte puțin vorbesc împotriva primarului. Acuz sigur pe city manager, pentru că el își asumă toată responsabilitatea și conduce prepăstios acest oraș spre dezastru. Acuz și consilierii ridicători de mână care par a fi timorați, că sunt profesori universitari, unii dintre ei, profesori, doctori, medici, specialiști și sunt zero în Consiliul Local, deci promovează și atunci eu vă întreb și întreb de veni. Nu, este opinia, este opinia celor care îmi vor răspunde astăzi și a sondajelor promovate de dumneavoastră. Să-mi spuneți cât de munici... Nu mă lăsați să spun. Da, lăsați-mă să spun. Să-mi spuneți un oraș reședință de județ. Repet, reședință municipiu de județ. Care este mai înapoiat decât municipiul Deva? Vă rog frumos, repede, în Transilvania. Revenim la întrebarea Nu. Așa ca dumneavoastră... Este rușinea Transilvaniei sau deci, nu județul Hunedoara? Sigur, nu știu exact cât de înapoiat s-au mai rămas, de exemplu, când le știam acum 8 ani, când eram în administrație, cât era Vasluiu sau cât era Alexandria. Da. Din câte am auzit, și astea s-au dezvoltat. Dar în Transilvania, vă rog frumos, Târgu Mureșu, e în urma Devei, Sibiu, Brașovu, Clujul, Alba, că e vecin, Timișoara, Aradu, Bihor, Oradea, poate Zalău, dar și de Zalău știu mai, pentru că acolo e multă forță de muncă. Deci dacă este să ne raportăm strict la reședintele de județ, ați răspunde ce categoric... Și atunci nu mă mai acuză nimeni că sunt un șovin, că vreau să arăt cu degetul spre actuala administrație. Puteți orice opinie, nu e o problemă. Eu am lăsat-o pe locul 3, pe locul 4, pe locul 5. Am fost premiat de 3 ori cu Crucea de Cavaler de Onoare a României, da? Premiul care mi l-a președintele României. După, bineînțeles, Piatra Neamț, care știam cu toții că totdeauna a fost frumos, și aleator, ba Ploieștiu, de regulă Ploieștiu, Timișoara sau Constanța, au fost înaintea Devei. Și Deva, poate 6 ani la rând, locul 3 pe țară. Ca dezvoltare, când s-au creionat direcțiile, când s-a... Că toate au fost proiectele noastre. Proiectele cu autobusul, proiectele cu anvelopările, le-am început acum 20 de ani, da? În turnurile din micro 15. Pentru tinerii căsătoriți în dealul Paiului, pentru sensul legiratoriu. Nu era un sens giratoriu în România. Toți l-au copiat pe Mircea. Da, nu a fost era recunoscut ca fiind primarul sensului era o piață, cum e asta, blamată sau neblamată? Nu era o piață de talia Devei. Veneau primarii din Oradea și duminica pe Șustache dădeau lanțul la o parte unde era legat cu lacătușa la piață și filmau din interior să vadă ce a făcut Mircea Muntean, cum își duc oamenii pepenii de la un etaj la altul. Cine știe, poate și asta se mai deschide, da, așa. Mă întrebați undeva și spun cum aș fi continuat, ca și cu bazinul de not. Bazinul de not am creat intrarea, am creat să se bucure de divertisment. Că la Hunedoara suntem 20-30 de notători, dar 20 sunt din Deva și din Călan și din Hațec. Numai 10 sunt din Hunedoara. Și eu am zis, domnule, fac prima dată divertismentul și pe urmă fac bazinul cu trambulină, cu piste de întrecere și posibilitate vară, iarnă, să-l poți deschide. Da?
Niciodată piața, să nu spui niciodată. Da. Păstrați aceste piața idei pentru că mai se sunt lucruri de încă făcut. Patru etaje în sus să fie scări. Ca omul pensionar care de regulă îi clientul pieței să urce pe scări rulante, că nu-i mai o problemă să-ți mai pui niște scări rulante ca acum 100 de ani când nu știam ce să alea și nu știam că... Adevărul este că eu cred că prima dată am văzut scări rulante la Deva. Da. Din exact, Orăștie fiind exact, da. Prin și 2000 și nu da, mai exact, departe, când, da. Tot de mine realizate la Ulpea și pe urmă mai departe s-a mințit atât cu terenurile pentru tineri. Ori eu le-am lăsat zestre acolo tot ce este. Ba s-a făcut, ba că n-a aprobat Ciucă, ba că a aprobat Orban, dar n-a mai aprobat următorul premier după Orban. Deci nu sunt justificări ca aceste proiecte de inimă ale devenilor să nu se spargi drumurile și vii după 6 luni. Da, piața arată foarte bine, eu am spus înainte de a începe, dar de ce 3 ani? De ce au tăiat fântânile? De ce au tăiat arborii? De ce au tăiat jardinierele cu flori? Da, aș vrea să-l auzim și pe domnul Nicolae Timiș pe tema acestui subiect sau acestei lozinci pe care am expus-o mai devreme. Este județul Hunedoara în accepțiunea dumneavoastră rușinea Transilvaniei? Eu zic că trebuie privit județul Hunedoara din alt punct. În primul rând, județul Hunedoara a fost un județ forțat industrializat. După Revoluție, cum știți toți, industria a murit. Era normal ca lumea să se orienteze în altă parte. Era cel mai urbanizat. Pe lângă industrializat era și cel mai urbanizat județ. După Revoluție, închizându-se marile combinate din județul Hunedoara, respectiv Hunedoara, Călan și mă refer la combinatele siderurgice, închizându-se minele din Brad, Valea Jiului și așa mai departe, închizându-se industria alimentară din Hațec și din Orăștie, industria, sigur că lumea s-a reorientat, adică mulți s-au dus înapoi de unde au venit, tinerii au plecat înspre Europa, în căutarea unui loc de muncă. Eu zic că nu este rușinea Transilvaniei Hunedoara, dar că sunt probleme multe și am spus de ce, sunt probleme multe și că ele trebuie gestionate de cei care conduc sau de cei care vor veni anul viitor la conducere, trebuie gestionate cu inteligență. Și că niciun oraș din județul Hunedoara, fie el mic, fie el mare, nu trebuie ocolit. Dar mai este o problemă și aici este de fapt cea mai gravă. S-a închis totul, dar nu s-a pus aproape nimic în loc. Eu mă așteptam, domnilor, de la niște promotori ai județului, cum sunteți dumneavoastră, apropo de ce se pune în loc, să vă aud vorbind poate în cadrul acestei discuții la această întrebare și de frumusețile județului Hunedoara, că poate asta e ce vine în loc. Șansa pe care o are județul Hunedoara, pe care se tot împinge și se tot pompează, turismul, atâtea obiective pe care le avem în județ și care nu ne-a lăsat. Dacă n-ar fi fost Prislopul, dacă n-ar fi fost Hațe, cred că de Prislop n-ar fi fost să ne vorbească, frumoasele zone ale noastre, inclusiv Valea Jiului, să nu uităm că sunt câteva edificii, dar care nu s-au finalizat. Nu s-a făcut legătura între pârtiile de schi așa cum s-ar fi trebuit continua, a rămas un dezastru, fie aglomerație în decembrie de nu mai poți încăpea în cele 5.000 de locații prost aliniate și cu servicii urbanistice de toată jena, nu din cauza investitorilor privați, ci din cauza autorităților că nu s-au gândit să ajute, să delege către direcția aia niște fonduri, da? Deci turismul a fost făcut fără cap și fără coadă, să înțeleg. Fără cap și fără coadă. Și atunci degeaba ai poate al treilea județ ca frumusețe, pentru că cred că după Delta, poate Constanța turistice. Și Brașov, locul exact. 4-5 este Adevei, dar frumusețile naturale sunt date de frumusețea conducerii Consiliului Județean. Oamenii sunt frumoși în Hunedoara și iată-ne pe dumneavoastră, pe noi, pe toți cei care ne înconjoară, dar
trebuie să aplece și conducerea neapărat și să... Eu sunt de părere că nu fi noi cei mai frumoși și culmea la conducere apară tot timpul cei mai frumoși. Sunt cam după chipul și asemănarea. Suntem exemple. Hunedorenii sunt destul de frumoși. Nu, eu spuneam că turismul este o alternativă, dar din păcate are multe carențe. Drumurile până la toate obiectivele turistice arată cum arată. Ele nu sunt puse în valoare cum ar merita. De exemplu, vă dau un exemplu foarte simplu. Am fost în Franța în anii 2000. Ei dacă au o piatră, atâtea pliante și atâtea povești știu să țese în jurul acelei pietre, încât atrage mii de turiști. Noi avem obiective turistice fantastice, nepuse în valoare, nereabilitate, drumurile nefăcute. Și cum vă spuneam la început, este o alternativă, dar din păcate vreau să vă spun că sărăcirea populației face ca turiștii să fie tot mai puțini. Pentru că și eu am în turism am un job. Vă spun, dar din păcate se simte lipsa turiștilor fantastic. Se face un turism ecumenic la Mănăstirea Prislop și știe toată lumea. Dar în rest să știți, din cauza crizei economice care a început cu COVID-ul, cu tot, câteva puncte importante, turismul merge. Eu zic, de la Hunedoara, Sarmizietuza, Regia și da, dar mai trebuie și pus ceva în loc. Nu e suficient numai turism. Am prins-o pe asta, domnule primar. Da. Deci, când va fi terminată din nou. Nu e suficient numai turismul. Mai trebuie pus domnule și altceva în loc. Primarul, să vă spun și dumneavoastră, că și dumneavoastră v-am spus la fel, domnule primar, chiar dacă nu mai sunteți acum cu aceste funcții, dar ați fost primar și mă adresez cu acest apelativ. Și unii am fost și candidați la Consiliul Județean, așa că știu. O puneți pe seama răzbunării. Unii ne-am și plimbat dacă împreună. Dacă vă întreabă cineva, spuneți pe... Nu știu dacă... Da. Situațiile sunt diferite acum. Domnule Timiș, domnul Mircea Muntean făcea mai devreme așa o paralelă prin județul Hunedoara și zicea la Brad nu, la Călan nu, la Orăștie da. Cum e treaba la Hațeg? Vreau să vă spun că spunea acolo și prietenul meu Mircea Munteanu că Deva a înflorit în perioada în care a fost el primar și vă spun cu sinceritate și nu că este de față, așa este. Deva a înflorit în perioada aceea și că mai sunt multe lucruri de făcut. Același lucru pot să-l spun și la Hațeg, că într-o perioadă nu neapărat al meu, Hațegul am florit. Din păcate a stagnat. Erau multe orașe sub noi. Din păcate, astăzi ne-au depășit. Venim cu proiecte foarte subțirele. Când vă spuneam mai înainte... Care cel mai mare defect astăzi al administrației de la Hațeg? Care este cel mai mare defect al administrației faptul, de la Hațeg? Faptul că nu absorbă suficiente fonduri europene încât să schimbe în totalitate fața orașului Hațeg. Deci totuși fondurile europene rămân soluția păi pentru administrația locală. Nu există, vreau să vă spun că nu există și n-a existat de 20 de ani de când am intrat în Uniunea Europeană altă alternativă. S-a mai creat pe lângă fondurile europene, bine, PNRR-ul tot de acolo vine, dar de fapt este un program pentru ajutora după ieșirea din criză, dar s-a venit cu Angel Salini. Da, s-a venit cu Angel Salini, care este un proiect românesc în care, din păcate, eu nu știu câte obiective de acolo sau câte s-au câștigat cu ghilimelele de rigoare, să nu zice s-au repartizat pe criterii politice, nu știu câte se vor realiza. Și de ce? N-a fost niciun criteriu la Angel Salini. Fiecare a avut o felie, mai micuță sau mai mare, dar fiecare a avut păi o felie. Păi aia e, că s-a dat pe bucățele, adică fiecăruia i-a dat o anumită sumă. Da, eu un pic problema este alta. Problema știți care este? Pentru că e gaura asta la buget. Se vine cu o ordonanță de urgență cu reduceri de cheltuieli care e foarte subțirică. Nu și că nu ai bani de la buget să duci programul mai departe. Vreau să vă provoc departe un pic să schimbăm paradigma asta de a face lucrurile sau de a arăta lucrurile și v-am întrebat care este cel mai mare defect în accepțiunea dumneavoastră la administrației spun, de la Giurgiu, de la pragmatic, pragmatic. Eu am inițiat aici, a fost poate printre primii pe țară, conurbația, da? Poți să-i dai diferite denumiri. Eu am adus cu cea mai eficientă. Pe urma s-a extins Brașovul, Craiova, au dat exemple prin a
acapara și sătucuri din jur, dar cu respectul pentru primari. Primarii să fie de drept, pe lângă primari, și consilieri în distribuția banilor. Până zona Hațegului, Bradu și Valea Jiului, în primul rând, nu fac aceste conurbații între ele, în care primarilor să li se dea o putere și la nivel de să spun așa, regiune, președinte de conurbație, nu ai p- dar aici n-a vrut nici județul, că a zis, bă, de ce să mai întăresc un om puternic la Deva, Călan și Simeria și Hunedoara să mai am probleme. Mai și-a avem lăsat să distribuie, nu, nu pot, 5 minute. Cum Bucureștiul nu poate distribui Hunedoarei ceea ce dorește și cât dorește, dovadă că de-aia nici nu ne-a prea dat miniștrii. Ori că le-a fost frică cuiva să mai aloc un ministru plin, pentru că Hunedoara merita pentru scorul. Sigur, astronautic. Doamne, câte ar mai fi de spus, dar aveam o întrebare pe care vreau să o pun. Exact. Domnului Nicolae Timiș, care este și cea mai mare calitate? Că am pornit de la cel mai mare defect, hai să vedem și o calitate a administrației. De la Hațeg? De la Hațeg. Din păcate, la ora actuală, eu ca fost edil, eu nu o văd. Și nu o spun eu, o spun cetățenii. Adică nu s-a întâmplat nimic bun în cei 3 ani care au trecut. Acum vor veni alegerile, vor ieși pentru că au bugete în spate. Vor ieși la televiziuni, vor face că vor face următorul mandat, că primul n-au reușit, deci până s-au găsit o calitate. Am înțeles la ora aceasta. Am o structură pe care vreau să o respect în arenă și am un la test pentru găsim. Dumneavoastră. La primarul îi merg mereu în odihnă. Deci el este un om odihnitor când alegerile îl vor prinde. Oricum pe plan local lucrează city managerul, bun, să rău că cum e. Un lucru să știi să te odihnești. Dar și să mai e o pauză. Un mare lucru. Și am un test pe care vreau neapărat să vi-l fac, să vă provoc la un test al sincerității. Asta e structura arenei și vreau să o păstrez în fiecare ediție. Sunt 3 întrebări foarte simple, sunt câte o întrebare cu o nuanță personală, mai de suflet să zic așa, o întrebare profesională și o întrebare închisă. Dați cu drumul da la leu, că îl fac gladiatorii, foarte, îl facem varză. Perete de înainte, aș vrea, noi pentru că avem foarte facem puțin varză timp. Pe leu. Testul sincerității, încep cu dumneavoastră, domnule Nicolae Timiș. Prima întrebare, care a fost cel mai mare vis din copilărie al dumneavoastră? Cel mai mare vis al meu din copilărie a fost să termin o facultate. L-ați îndeplinit, se pare, cum da. Și când ați câștigat bani cel mai ușor? Când am fost în administrația publică. În administrația publică ați câștigat bani cel mai ușor. Nu, când nu am când fost nu în administrație fost? Publică. Am înțeles. Când am lucrat în administrație publică. Întrebarea numărul 3 în testul sincerității, ați condus vreodată băut, da sau nu? Băut, cred că da. 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 Eu n-am condus și am făcut închisoare. Eu n-am condus și am făcut închisoare. Am și pentru dumneavoastră 3 întrebări scurte în testul sincerității. Ultima e închisă cu da sau nu. Primele 2 sunt întrebări deschise. Ce înseamnă fericirea pentru dumneavoastră? Să ai o familie, să ai copii, să ai părinți și, bineînțeles, să te bucuri de o oarecare bunăstare. Întrebarea numărul 2 din testul sincerității. Care este politicianul la nivelul județului Hunedoara care vă este cel mai antipatic? Nu, antipatic nu cred că voi găsi vreodată vreun... E o anumită jenă pe care o am față de cei care au condus până în 90. Față de toți? Față de toți. Și dumneavoastră sunteți acolo? Și eu sunt acolo, dar până în 90 atunci nu conduceam. Am înțeles. Întrebarea numărul 3, întrebare închisă, răspundeți cu da sau nu, vi s-a oferit vreodată mită? Nu. Am înțeles. Testul sincerității. Aceasta este o probă, să spunem așa, pe care o vom adresa tuturor invitaților noștri. Mă bucur tare mult că am avut ocazia să ne vedem în arenă și că ați acceptat. Trebuie să știți, dragi telespectatori, că nu toată lumea va accepta să intre în arenă. Eu aș spune că oamenii care vin aici sunt oameni deschiși, care nu au lucruri de ascuns sau care chiar dacă încearcă să le ascundă,
o să le descoasem noi. Mulțumesc, dragi domni. Mulțumesc, vă amintesc că și dragi spectatorilor. Dragi telespectatori, vă amintesc că i-am avut astăzi pe fostul primar al orașului Hațeg, domnul Nicolae Timiș, și fostul primar al Devei, domnul Mircea Muntean. Eu sunt Mihai Molocea, rămâneți alături de Arena Hunedoara 1 TV. E locul în care spunem adevărul. Unii vor încerca să ne mintă frumos. Dar nu-i locul aici. Aici e Arena Hunedoara 1.